Președintele Claus Iohannis a promulgat legea pentru modificarea anexei numărul 2 la ordonanța Guvernului 15 din 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România. Astfel, actul normativ prevede actualizarea cuantumului amenzilor contravenționale pentru lipsa rovinietei. Legea promulgată mărește amenziile pentru lipsa rovinietei la fiecare categorie de autovehicule. Legea intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării în monitorul oficial. Pentru autoturisme, amenda este de minimum 275 de lei și maximum 550 de lei. Pentru vehicule de marfă, cu masa totală admisibilă tehnic, mai mică sau egală cu 3,5 tone, amenda este de minimum 950 de lei și de maximum 1.900 de lei. Pentru vehicule de transport marfă, cu masa totală admisibilă tehnic mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone, amenda este de minimum 1.550 de lei și de maximum 3.100 de lei. Pentru vehicule de transport marfă, cu masa totală admisibilă tehnic mai mare de 7,5 tone și mai mică de 2 12 tone, amenda este de minimum 2750 de lei și de maximum 5500 de lei. Pentru vehicule de transport marfă, cu masa totală admisibilă tehnic mai mare sau egală cu 12 tone, cu maximum 3 axe, inclusiv amenda este de minimum 3550 de lei și de maximum 7100 de lei. Pentru vehicule de transport marfă, cu masa totală admisibilă tehnic mai mare sau egală cu 12 tone, cu minimum 4 axe, inclusiv amenda este de minimum 5950 de lei și de maximum 11900 de lei. Pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto și maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, amenda este de minimum 1550 de lei și de maximum 3100 de lei. Pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, amenda este de minimum lei. 750 de lei și de maximum 5500 de lei.